Ți-ai dorit mereu o casă de vacanță la mare? Acum e momentul să descoperi apartamentele de la Nordis Mamaia. O investiție sigură pentru tine și familia ta și profit garantat pe termen lung. Cumpără acum un apartament pe litoral. Bun găsit! Sunt Carmen Mandi și vă invit să urmăriți cele mai importante 5 știri din sport. Gigi Becali și Gheorghe Mustață se află în tratative pentru vânzarea FCSB, iar șeful de galerie dorește să atragă alături cât mai mulți oameni de afaceri, dar și glorii ale roș-albaștrilor. Primii pe listă sunt Angel și Edi Iordănescu, a dezvăluit Mustață pentru prosport.ro. Dacă tranzacția clubului se va oficializa, Gigi Becali a țintit deja două cluburi la care să își mute afacerea și jucătorii. Eu vreau să iau campionatul sezonul acesta. Mă duc la o echipă clasată între primele șase. Ce? Nu e bine la voluntari? Ați văzut că echipa merge bine și la Botoșani mă pot duce. Nu a spus Valeriu Iftime că vrea să vândă clubul? Una din astea voi alege. Nu mă duc eu în altă parte, a spus Becali conform digisport.ro. Rapidiștii încep returul ligii întâi de pe loc de play-off, dar parcursul din Giulești l-a trecut pe antrenorul Mihai Iosif prin toate stările. În ultimul an am îmbătrânit cât pentru 10, a mărturisit Iosif. Este important să începem bine returul, Chindia este o echipă puternică, dar dacă ascultăm ce ne zice mister la antrenamente, o să luăm cele 3 puncte și o să fie bine. Dacă ar fi cum a fost și turul, ar fi returul perfect. De un an de zile sunt pe banca Rapidului, cu o mică întrerupere în primăvară, în Liga a doua. Un an cred că am îmbătrânit cât pentru 10, în care am cunoscut agonie, extaz. Da, normal, am făcut o analiză împreună cu ai mei colegi. Am făcut lucruri bune, lucruri foarte bune și lucruri proaste. S-au montat primii doi stâlpi pentru Nocturna de pe Clinceni Arena. Până când își vor putea disputa meciurile pe teren propriu pe un stadion iluminat, ilfovenii au împrumutat stadionul lui Dinamo, iar acum ajung și la Giurgiu. Academica Clinceni, Șepșii din etapa 16 a Ligii 1, se va juca pe stadionul celor de la Astra. Cred că ne avantajează terenul. Jucăm pe un teren foarte bun, în care putem să ne punem în valoare jocul nostru de circulație. Pentru mine, dacă echipa crește la joc, vor veni și punctele și ne vom consolida. A devenit cel mai tânăr debutant la echipa națională a României, dar a bătut același record și printre toate naționalele din Europa. La 15 ani, 8 luni și 22 de zile, Enes Ali, mijlocașul Farului, a intrat pe teren în minutul 82 al meciului dintre Liechtenstein și România. Puștiul minunea lui Gheorghe Hagi rămâne însă cu picioarele pe pământ, deși a fost felicitat până și de Barcelona. Sali a fost în 2016 la celebra Academia Clubului Catalan, La Masia. A fost o experiență foarte frumoasă, nu voi uita toată viața mea și cu fanii pe stadion, a fost foarte frumos. Și Barcelona te-a felicitat pentru această performanță. A fost foarte frumos când am auzit și pot să spun că e onoare pentru mine. Totodată ai devenit și cel mai tânăr fotbalist din Europa care a îmbrăcat tricoul echipei naționale într-un meci oficial, depășindu-l pe norvegianul Martin Odegaard. Da, da, asta înseamnă mult pentru mine, dar sunt conștient că trebuie să muncesc în continuare, nu trebuie să mă opresc aici și trebuie să muncesc de două ori mai mult acum și să demonstrez. Ce nu a reușit nici măcar Barcelona cu Dinamo, a reușit ultima clasată din grupa B din Liga Campionilor la handbal masculin Flensburg. Jucătorii lui Xavi Pascual au luat bătaie în Germania la o diferență de 7 goluri, cu 3 mai multe decât se impuseseră spaniolii. Dinamo a ajuns ultima în clasament. Meciul retur cu Flensburg este joia viitoare la București. Acestea au fost știrile. Puteți urmări cele mai noi informații din sport pe site-ul nostru, prosport.ro, pe Facebook și pe canalul nostru de YouTube. Până la următoarea noastră întâlnire, la revedere! Ți-ai dorit mereu o casă de vacanță la mare? Acum e momentul să descoperi apartamentele de la Nordis Mamaia. O investiție sigură pentru tine și familia ta și profit garantat pe termen lung. Cumpără acum un apartament pe litoral.